De mâine, mașinuțele, carturile și bicicletele cu patru roți vor dispărea din Parcul Crânt. Reprezentanții primăriei au luat această decizie ca urmare a numeroaselor reclamații din partea buzoienilor. Accidentele au ajuns la cunoștința administrației publice, care a decis interzicerea închirierii mașinuțelor și bicicletelor cu patru roți. Am avut foarte, foarte multe sesizări cu mai multe accidente, mai mult sau mai puțin grave, și atunci am luat decizia să întrerup această activitate. Comercianții din Parcul Crân sunt nemulțumiți de hotărârea primăriei, în contextul în care investițiile realizate nu mai pot fi recuperate. Incidentele sunt puse pe spatele celorlalți comercianți din zonă care au ocupat domeniul public. Întrebați dacă sunt mulțumiți. Copii, vă plac bicicletele? Da. Uitați-vă. De mâine unde vă mai plimbați? De mâine nu mai aveți unde să vă plimbați, că ne închide afacerea. Costă aproape 600 de milioane, care am dat bani pe ele. Noi n-am putut să ne recuperăm niciun fel banii din afacerea care o avem. Dar ar trebui primăria, într-un fel, să vină să vadă situația din parc. Adică să vadă că datorită acelui topogan se îngustează aleea, corect, și pe partea cealaltă la fel. Și copiii n-are unde să plimbe. Comercianții solicită primăriei să amenajeze circuite aparte pentru vehiculele de închiriat. Uitați-vă câte laterale sunt în parc și ne dădeam un traseu. Noi le zicem clienților și aș fi de acord. Nici de cum să ne închidă afaceri. Bineînțeles, începând cu 1 ianuarie, vom avea o altă gândire legată de... În fața voastră trebuie să nu fac greșeală, Doamne ferește. De situația agrementului în Crâng. În momentul ăsta mi se pare destul de dezvoltat, așa între ghilimele, pentru că oamenii vin în pădurea aia să odihnească. Pentru anul viitor, primăria va întocmi un regulament strict al modului în care se poate face comerț și agrement în Parcul Crâng. În curând, pe aleile din Crâng vor fi trasate culoare speciale pentru bicicliști.